Scopul principal al excursiilor este de a-i determina pe copii să petreacă timp în natură, să ajungă să o cunoască, să o îndrăgească și să o protejeze. În timpul taberei, ne-am plimbat în trei locații, în jurul unei păduri în curs de regenerare, până la o carieră de pietriș de pe malul Someșului, precum și în stufărișul de la Sic și pădurea din apropiere. Deși carierea de pietriș nu este un mediu foarte plăcut, considerăm totuși că este important să-i vorbim copiilor și despre problemele legate de conservarea mediului, nu doar despre frumusețea naturii. Aceste plimbări în natură sunt similare drumețiilor, însă noi ne-am mai oprit pentru a identifica câte o vietate și pentru a spune câte ceva despre ceea ce am văzut. Observarea unui fluture în zbor este o experiență cu impact mai mare decât studierea sa pe baza unei fotografii. Metodologia include planificarea atentă a traseului, însă multe depind și de componența grupului. Așa că trebuie să fim întotdeauna deschiși la schimbare și trebuie să cunoaștem zona foarte bine, pe baza studierii sale prealabile cu ajutorul hărților. Cantitatea de informații reținută de copii poate fluctua. Sunt copii care își murdăresc pantofii pentru prima oară, fiindcă nu au fost niciodată în natură. Așa că nu ne putem aștepta ca la sfârșitul excursiei să enumere 15 specii diferite. În acest caz, este deja un succes dacă copilul dorește să meargă în excursii și în viitor. Cutiile pentru observarea insectelor și plasele pentru fluturi pot fi de mare ajutor într-o asemenea excursie, motivându-i pe toți să caute câte ceva în jurul lor. Cu toate că sunt mai potrivite copiilor începând din clasa a 5-a, ca un prim pas, se poate prezenta utilizarea binoclului și celor mai mici. Este greu să cuantificăm rezultatele excursiilor și să tragem concluzii privind cele învățate. Dacă vedem copii oprindu-se la fiecare gândac, avem deja un rezultat foarte bun. Important este să-i învățăm, dacă vedem ceva, ne oprim, îi observăm cu răbdare, dacă nu-i face rău, îl putem ține chiar și în mână, dar apoi îl eliberăm.